Șoferii care au trecut astăzi pe strada Caracal din Craiova și nu purtau centură de siguranță au fost invitați să vadă pe pielea lor ce consecințe poate avea acest lucru în cazul unui accident rutier. Toată acțiunea s-a derulat în cadrul campaniei naționale Condu Prudent, Alege Viața, organizate de Rotaract Club Craiova și Poliția Rutieră. Cei care s-au urcat în simulatorul de accidente au fost convinși să poarte de azi înainte centura de siguranță. E fără centură să încerc, da. Nu, o să purtăm centura de fiecare dată de acum încolo. Promitem. Foarte nasol fără centură la 20 km. Și eu o să port acum încolo. Desigur. Azi au condus fără a folosi centura de siguranță. Au fost rugați de polițiștii de la Poliția Rutieră Dolj să experimenteze un impact frontal la viteză de aproximativ 20 de km pe oră. Acesta este simulatorul pe care noi l-am pus la dispoziție. Adică pe o rampă, participanții sunt rugați să-și pună centura de siguranță, să scoată tot ce înseamnă telefoane sau obiecte contundente din buzunare, după care prin cădere liberă vor atinge viteza de 20 km la oră și vor simula impactul frontal în condiții controlate. Polițiștii i-au iertat astăzi pe șoferii care nu au purtat centura de siguranță și nu i-au amendat, cu condiția să testeze simulatorul de accidente. Conducătorul auto experimentează pe propria persoană care este forța impactului. Sperăm ca prin activitățile noastre comune să îi determinăm pe participanți la vorbim de conducători auto sau pasageri să înțeleagă că pe perioada deplasării cu autoturismul trebuie să poarte centura de siguranță. Câteva cazuri de conducători auto și pasageri care nu au purtat centura de siguranță, astăzi au scăpat de sancțiunea contravențională prevăzută pentru abaterea respectivă și au fost invitați să experimenteze acest simulator de accident. Campania organizată de Rotaract și Poliția Rutieră va continua mâine la Craiova. Simulatorul va fi amplasat în centrul orașului, în piața Mihai Viteazu, în intervalul orar 12-16.